de la destrămare, fibra acceptată este trimisă spre mașina de hârtie, unde din nou este sortată și apoi trimisă spre cutia de lansare. Din cutia de lansare, pasta este lansată uniform, la debit și consistență constantă, pe o sită plană, cu viteză egală sau apropiată de cea a sitei. Consistența este cuprinsă între 0,8% și 1%. Apa din pasta lansată pe masa sitei este eliminată până la o consistență de circa 20-25% cu ajutorul unui sistem de vacuum. La sfârșitul etapei de presare, banda de hârtie are încă un conținut de umiditate de aproximativ 50%. Mai departe, banda de hârtie cu umiditate de circa 50% este trimisă spre uscare. Procesul de uscare are în vedere eliminarea apei din banda de hârtie prin evaporare. Uscarea hârtiei se face pe cilindrii încălziți cu aburi la temperatură de aproximativ 130 de grade Celsius, astfel că la ieșirea din zona de uscare, umiditatea hârtiei este de 8-10%. Pentru îmbunătățirea caracteristicilor fizico-mecanice ale hârtiei, mașina este echipată cu o presă de tratare tip film press, unde este aplicat pe suprafața hârtiei amidon nativ modificat enzimatic. Soluția de amidon are concentrație între 10 și 15%. Gradul de uscare al hârtiei la intrare în presa de tratare este de 90%, iar după presă devine 75%. După aplicare de amidon la suprafața hârtiei, hârtia este uscată din nou, astfel că gradul de uscare final al hârtiei este de 92%. Viteza de funcționare a mașinii este între 400-1150 de metri pe minut în funcție de gramaj. După ce hârtia se usucă, este înfășurată pe un tambur cu lățimea de 5400 de mm, greutatea de 32 de tone și lungimea hârtiei de 60 de km. Tamburul rezultat este trimis la bobinator, unde hârtia este tăiată în role cu lățimi diferite, conform comenzilor clienților, la un diametru maxim al rolelor de 140 de cm. Rolele rezultate sunt inspectate, cântărite, etichetate și trimise spre depozit cu ajutorul unui sistem de benzi transportoare,